Bună dimineața, român de pretutindeni! Trebuie să reîncep activitatea în câmpul muncii, deoarece nu pot să mai aștept la domiciliu până când problema mea medicală se va rezolva. Mă întorc într-unul din locurile unde am prestat în ultima perioadă. Un prieten foarte bun a plecat într-o excursie, dar și în delegație, cum se mai spune, sau cum se spunea odinioară atunci când te deplasai în altă localitate în interes de serviciu. Acum s-a întors, l-am contactat și a zis că ar trebui să mă reîntorc și eu acolo unde locuiește el pentru a continua ceea ce începusem cu multe luni în urmă. Cam acesta este începutul vlogului. Să sperăm că voi rezista cel puțin 8 ore la locul de muncă, dacă nu mă voi întoarce acasă imediat cum mă voi simți inconfortabil, nu știu dacă este cea mai corectă expresie. Apropo de această situație, în această perioadă cred că sunt mult mai irascibil decât de obicei, chiar dacă nu mă caracterizează o astfel de chestie, pentru că mie îmi place să fiu foarte deschis, să glumesc cu oamenii din jurul meu, dar dacă cumva mă veți contacta și veți vedea că la un moment dat nu prea am chef de povești, să știți că această irascibilitate mă caracterizează în această perioadă și v-aș ruga să aveți răbdare cu mine. Acestea fiind spuse, hai să începem cu adevărat vlogul. Ia să vedem cum stăm cu gunoiul reciclabil. Numai puțin să așez capacul, trebuie să schimb sacul, pentru că astăzi este ziua în care cei de la primărie vin și ridică gunoaiele menajere. Ne tot încearcă iarna în aceste zile, după cum vedeți, și în această dimineață avem parte de fulguieli sau o ninsoare nu foarte puternică. Ani și ieri, dar pentru că pământul este încă destul de cald, acest omăt nu a rezistat. Și în următoarele zile vom fi căutați de acești fulgi de zăpadă, dar și de temperaturi scăzute. Abia de săptămâna viitoare se pare că acestea vor mai crește. Ok, am scos gunoaiele la stradă. Acum mă voi lua mașina și mă voi îndrepta către locul de muncă. Asta este una din rutele mele principale, dar mă enervează că oamenii aceștia au început o lucrare de refacere a carosabilului în urmă cu vreo 2 luni și jumătate și de atunci încă nu au fost în stare să termine o jumătate de kilometru de drum. Habar n-am ce fac. Am observat zilele trecute că au venit și au refăcut unele porțiuni. Probabil cei de la primărie nu au fost mulțumiți de lucrarea pe care au realizat-o, dar noi, cei ce folosim această rută, suntem extrem de incomodați de modul în care s-au realizat lucrările. Acum este ok pentru că încă nu s-au format coloane, dar după masa, când mă întorc de la muncă, câteodată aștept și 20 de minute pentru a parcurge, așa cum vă spuneam, o jumătate de kilometru de drum. Există, bineînțeles, și rute alternative, dar fiind obișnuit să vin pe aici, de multe ori uit să accesez acele rute și mă trezesc în fața unui trafic infernal, nu am ce face, trebuie să aștept. Acum că a venit iarna, poate în sfârșit se gândesc să deschidă această stradă, pentru că din ce văd eu este gata, probabil mai trebuie să o traseze și să primească acceptul celor de la primărie pentru finalizarea acestei lucrări. Nu aveam nevoie de benzină, dar dacă tot trec pe lângă acest PECO unde de obicei alimentez, mă voi opri pentru a pune niște carburant. Oricum văd un preț destul de bun, $3.85 pe un galon. Benzina fluctuează în ultimele 2 luni, ba scade, ba crește. Oricum nu cred că va mai reveni la prețul pe care l-am avut în urmă cu vreo 2 ani înainte de pandemie, sau 2 ani jumate, nu mai știu, când un galon de benzină costa $2. Dar deocamdată nu pot să spun că este o povară carburantul, atâta timp cât el stă în jur de $3.80, cum e acum, sau $4, atunci când va ajunge la 5-6
se va simți la buzunar mai accentuat. Am pus benzină de $16 și 14 cenți. Băgasem ieri când am plecat de la pescuit, dar m-am mai învârtit în zonă, probabil un drum dus până acolo unde am fost ieri la Indian Ford, mă costă în jur de vreo $12. Deci dus întors $24 mă costă benzina doar pentru a merge la pescuit acolo în Wisconsin, de unde v-am prezentat vlogul trecut. Trebuie să am grijă pentru că este destul de alunecos drumul, apropo de această chestie. Nu știu dacă v-am mai spus, pe tărâm american nu ești obligat să spui cauciucuri de iarnă. În general, șoferii au anvelope all season, dar mai sunt care au dare de mână și răbdare. Atunci când vine anotimpul invernal, își pun doar cauciucuri de iarnă. Când sosește căldura, își schimbă pneurile din nou, dar în general șoferul obișnuit folosește anvelope all season. De obicei când vin la prietenul meu, merg prin cartier, aici în stânga se face o stradă care pătrunde în cartierul în care locuiește. Au pus camere la intrare deoarece în urmă cu vreo câteva luni s-a întâmplat un incident foarte grav în această zonă. Probabil mulți dintre voi ați auzit pe la știri că un cretin a împușcat niște oameni care participau la parada organizată de ziua cu ocazia Zilei Naționale a Statelor Unite ale Americii. Și de atunci, chiar dacă este o zonă foarte sigură, un teritoriu unde oamenii cu mai mulți bani se așează, iată că se întâmplă astfel de chestii. Oricum nu a avut loc aici evenimentul, ci în centrul localității, undeva la vreo 3-4 mile. Dar eu evit să intru prin cartier, deoarece sunt multe căprioare și acestea s-au familiarizat cu populația. Practic, ele... Mă uitam pentru că am oprit la stop și nu știam ce face un șofer, dacă virează la stânga sau la dreapta, aceeași problemă, nu semnalizează. În fine, să revin la ceea ce spuneam, evit să intru prin cartier, deoarece căprioarele s-au familiarizat cu oamenii și le găsești pe șosea de multe ori. Dacă nu ești atent, poți să dai peste ele chiar dacă ai o viteză cu care te deplasezi destul de mică. Mai am puțin și ajung la destinație, nu am băut cafeaua deoarece vreau să profit de mașina de făcut cafea a prietenului meu care are o calitate excepțională. Am ajuns la destinație, acum o să-mi iau trusa de scule și voi pătrunde în locuința prietenului meu, care cred că încă doarme. A avut o deplasare pe un alt fus orar și probabil până se obișnuiește din nou cu ora de la Chicago. Va dura vreo zi, două. Deocamdată iau numai trusa, pentru că nu știu ce lucrări voi executa astăzi. Știu codul de la intrare, astfel că voi pătrunde prin garaj și îl voi lăsa pe prietenul meu să mai doarmă.
Are și mașina toanele ei, a trebuit să fac unele modificări, dar până la urmă am reușit ca să dau drumul la cafea. Hai, nu mă dezamăgi. Sper să ne auzim, deoarece mă aflu la o distanță mai mare. Vezi, dacă nu ești cu minte ce ți se întâmplă, am neglijat problemele medicale și acum, oh my God, hai să vă arăt ceva. Fii atent. Vă spuneam de dimineață că în această zonă, dar și în alte zone din Statele Unite Americii, că prioarele sunt atât de familiarizate cu oamenii, încât practic nu le pasă de prezența lor. A venit o căprioară și mănâncă din o plantă. Ia uitați-o! Ce frumoasă e! Bella! Probabil se va speria în clipa în care mă va vedea. Ok. Hai să vedem ce face dacă mă vede. Hei! Hei, Bella! N-are nicio treabă. Destul de mare. Hello! Asta e o arbă? De chiar nu mă vede și nu se sperie? Aș deschide ușa să pun mâna pe ea, dar... Mie că se sperie și dă vreun picior la geam de mai sparge și geamul. Ok. Hai să o lăsăm să mănânce. Voi ce sunteți mai vechi pe canal, ați văzut această piscină, cum arată. Acum este goală și prăfuită în totalitate de mine. Hai să pun telefonul înapoi. Mă bucur că am surprins momentul cu această căprioară. Vă spuneam că dacă nu sunteți cu minți și neglijați problemele medicale, ajungeți femeie de serviciu. Acum mie nu mi-e rușine să fac curățenie, chiar îmi place. Prietenul meu mi-a cumpărat o ustensilă specială și după ce am aspirat vreo jumătate de oră, acum trebuie să spăl aceste taile, pentru că vine șefa peste câteva zile în speță, soția lui, și nu vrem să ne certe. Alright. Merge minunat. Să mut camera mai jos. Foarte faină unealtă. Să-mi trag. Nu, dragii, mai erau un pic și ajungeam cu ei în vine. Așa. Are mama o fetiță, hărnicuță foc. Sau drăguță foc. Și acasă și la școală,
Hărnicuță, nu mai știu, am încurcat versurile. Dar înțelegeți voi ce vroiam să spun. Acestea sunt bucățile pe care le-am înlocuit eu. Una este lipită, dar aceasta mai mare încă nu, pentru că mai trebuie ajustat ceva de desubtul ei și o voi lipi atunci când prietenul meu va finaliza lucrarea sub placă. Mă uitam să văd unde s-a dus căprioara. Am auzit ceva gălăgie, cred că este pe aici, prin zona. Na. A plecat. Mai vine ea. Am descoperit-o. Este în spatele acestei fântâni de la piscină, bineînțeles, afară, și mănâncă în continuare din acea plantă care s-a întins pe fațada exterioară a piscinei. Nu am să ies afară pentru că nu vreau să o deranjez. A căzut ceva prin casă. M-am speriat ca și cum ar fi fost un cutremur și am mișcat lucrurile. Ok. Acest ok de care nu mai scap. Sper să nu vă agaseze. Acum am să merg în altă zonă pentru a face curățenie. Și dacă tot sunt aici, hai să vă arăt cum arată dormitorul pe care l-am zugrăvit, gletuit. Mai trebuie câteva lumini instalate în acest tavan. Și aici, baia. Prietenul meu a instalat o cadă uriașă. Chiuveta este deja montată. Oblinzile cu lumină și am pregătit cam 80% zona unde va veni un duș. În perete există un panou uriaș cu tot felul de chestii. Vedeți, o parte din el se vede. Electronic. Nu vă dau detalii acum pentru că nici eu nu știu. Aici va veni toaleta. Mai trebuie să instalez ventilatorul. Am acoperit gaura din tavan pentru că se făcea curent. Și aici va fi și un fel de saună pentru că prietenul meu a construit un scaun. Acesta va fi îmbrăcat în maianță. O nișă în perete unde îți vei pune săpunul, șamponul, calorifer care se va încălzi cu apă și cam atât. Acesta sunt eu. Acum o să voi merge în basement pentru că am de muncă acolo, sau mai bine zis în beci, la subsol. Mai vreau să vă arăt o chestie. Au venit panourile de sticlă, aceste balustrade. Și aici vor fi montate niște scări. Alături de proprietarul casei am montat partea laterală. Nu am să merg în jos să vă arăt. Sunt niște table care acum sunt prinse pe perete, în beton, dar și în lemn. Foarte, foarte grele. A fost destul de dificil atunci când le-am montat. Pe ele vor fi prinse niște trepte în care vor exista și beculețe. Practic, treptele sunt prinse în lateral și nu se vede absolut nimic de desubtul lor sau pe margine. Sunt niște trepte foarte scumpe, dar prietenul meu le-a comandat din China. A trebuit să aștepte mai mult de o jumătate de an până când au venit.
Cam atât. Asta vreau să vă arăt. Din ce am înțeles eu, dacă le realizez pe termen american, trepte de genul acesta, pentru că sunt foarte multe, te duce undeva la vreo 30.000 de dolari. Nu știu cât au costat cele pe care le va monta prietenul meu. Și acum vă spuneam, ele vin din China, probabil cam la 60% din valoare. Cam acesta a fost vlogul de astăzi, Român de pretutindeni. Mă bucur dacă a stat alături de mine până la final. Am stat la muncă 8 ore și jumătate, mai mult nu mi-a permis organismul, dar totuși zic eu că pentru prima zi am rezistat destul de mult. Dacă dimineață mă voi simți confortabil, cu siguranță voi avea o nouă zi de muncă, să vedem. Nu am nicio veste de la asigurare, nici de la doctor, nu-mi rămâne decât să aștept în continuare până când se va întâmpla ceva. Ne vedem în următorul vlog, nu știu ce subiecte vor mai fi, dar voi încerca cu siguranță să postez cât mai des. Imediat cum am vreo veste, vă voi ține la curent dacă sunteți interesați. Să aveți zile minunate în continuare și până data viitoare, la revedere! Nu uitați, dacă doriți să vă abonați la canalul meu, să dați un like. Apropo de această chestie, poate trebuia să o spun mai devreme. Explicați-mi și mie cum se întâmplă ca la 200 de vizualizări să existe doar 2-3 like-uri. Eu nu trăiesc de pe urma acestora, dar așa cum spuneam, mă ajută pentru că algoritmul YouTube-ului determină ca vlogul meu să circule în această rețea și să ajungă și la alte persoane. În rest, dacă acest algoritm ar funcționa diferit, chiar nu m-ar interesa dacă aprecia sau nu postările mele. Totuși, m-am uitat, poate am mai spus această chestie și la alte canale, oameni care au 100 de vizualizări și 30 de aprecieri. Habar n-am cum se face. Eu și când am avut 400 de vizualizări, chiar dacă s-a întâmplat mai rar, tot în jur de 6-7 aprecieri am avut. Se pare că am oricel mai nebun public, oricel mai pretențios, pe mine mă depășește situația. Vreau să afirm sau să punctez această situație acum, chiar că am terminat. La revedere!